De data asta o să fie mai complicat, pentru că urmează să dezasamblăm destul de mult din Tesla. Trebuie să scoatem cam tot bordul ăsta. Partea foarte complicată. Trebuie să conectăm asta la sistemul electric al mașinii. Atât de dificil e de instalat încât mi-a dat și sângele în puii mei. Apasă pe frână. Hai. Hai să vedem. Apasă. Astăzi testăm accesorii pentru Tesla, o să vedeți dacă merită sau nu ce am luat noi aici. Am dat 1000 de lei pentru o navigație pe Tesla. O să mă întrebați probabil de ce am făcut treaba asta, dar o să vă explic pe parcursul acestui video. Dacă vreți să mai vedeți cum cumpăr chestii de pe AliExpress nebunii și le punem pe Tesla, dați acolo pe butonul de like și o să cumpărăm mai multe nebunii pentru episodul următor. Haideți să vedem ce se află în cutie. Acesta a venit în doar 4 zile lucrătoare. Așa că 100% eu zic că prețul acela s-a văzut, a fost livrare gratuită. O să vă explic imediat avantajele, dar hai să facem aici un unboxing și sperăm să nu o tăiem. Ia uite, Tesla 3 și Y. Este și pentru Model 3 și pentru Y. Cam așa arată navigația și ce îmi place la navigația asta este că arată foarte din fabrică. Adică nici nu pare că ai adăugat-o tu. O să vedem asta la final, mai exact, când ne dăm cu părerea. Deci avem un pachet navigația propriu-zisă, care să avem grijă să nu cumva să o scăpăm sau ceva. Cam așa arată. Mamă, ce margini mici are. S-ar putea să ne batem destul de rău capul. Cu siguranță te-a durut capul după instalare. De data asta o să fie mai complicat decât la celelalte videoclipuri, pentru că urmează să dezasamblăm destul de mult din Tesla. Hai să trecem în interior. Primul pas, trebuie să scoatem cam tot bordul ăsta. Vedeți lemnul ăsta? Trebuie să scoatem cu ajutorul la ustensila asta și într-un final navigația va fi undeva aici. Hai să vedem dacă ne scurcăm. Mi-e și frică să trag de ea, frate. Hai că am început bine până acum. Frumos. Deci mi-e frică să nu cumva să fac ceva neregulă, știi, dar așa se desface practic. Hoai de capul meu. Am desprins tot bordul. Opa, așa. Cam așa arată chestia asta. Bă, e o chestie mișto că uite așa pot să schimb și asta destul de ușor dacă mă bag la creație. Puneți în comentarii, vreți să schimbăm lemnul ăsta? Eventual să punem altceva, să colantăm și în partea asta la fel pe ușă. Dacă vă întrebați cum arată ventilația de la Tesla, cam așa arată. Destul de drăguț. Hai să vedem acum următorul pas. Ne-am mutat pe GoPro pentru că nu prea aveam baterie la cameră. Următorul pas trebuie să numărăm găurile de la acest bord. Iar la gaura 36 și 39 trebuie să băgăm niște fire. Hai să vedem. 3, 4, 5. A few moments later. După cum am spus, îmi place foarte mult că culoarea seamănă foarte mult cu originalul. Am prins display-ul cu 3 șuruburi, eu zic că e ok. Și acum urmează să conectăm roșu la roșu, albastru la albastru. Acum urmează să ascundem cablurile și să ajungem cu cablurile la sursa de curent, care asta este cea mai grea parte din tot, pentru că trebuie să oprim curentul mașinii și după să conectăm nebunia asta la curentul mașinii. Uitați în ce poziție am ajuns să stau, pentru că sursa de energie este fix aici sub torpedo și trebuie să o deschid. Fac pe menis cu situ și trebuie să ajung aici dedesubt. Aici am avut surpriza neplăcută, pe lângă șuruburile normale care trebuiau să fie acolo, am dat de un șurub în formă de stea și aveam nevoie de o șurubelniță ca să deșurubez și a fost destul de complicat. E mai greu decât pare. Deci m-am chinuit aproape jumătate de oră ca să scot acest panel de sub torpedo ca să pot să ajung la curent. Haideți acum să vedem cum legăm firele aici. Foarte important, când iese legați firele, trebuie să oprim curentul din mașină. Atât de dificil e de instalat încât mi-a dat și sângele în puii mei. S-a făcut seara. Îmi mulțumesc Ioane că e aici să mă ajute, că dacă nu era Ioana, nu mai aveam nicio scăpare, ești nebun. Nu vă mai arăt. Eu am tot sângele în creier. Hai să-i dăm o cheie, să vedem dacă funcționează. Acum ori niciodată. Croiește-ți altă soartă. Apasă pe frână. Apasă pe frână. Hai. Hai să vedem. Apasă. Deci în momentul ăsta am luat semn mare jumpscare că nu mai pornea mașina, dar... Oh my god, s-a pornit! Doamne, ce sperietură ne-am tras! Bă, deci am... Mamă, cât i-a luat. Mamă, ce frumos arată. Ioana, cred că nu mai e jurătura la gură când ne-am chinuit. Bă, deci e oribil. Acum filmez pe GoPro, am lăsat și la variera. Mi-am făcut o grămadă de nervi cu chestia asta. Fix după ce i-am dat cheie să pornim mașina, să pornim sistemul, la puțin timp s-a oprit total. Și a durat, cred că, aproximativ vreo 3 minute să repornească singur și cel mai probabil s-a calibrat și a dat seama că are o nouă sursă de putere și...
este în regulă, totul este ok. Noi înainte să umblăm la fire am oprit curentul din mașină, e foarte important să faceți treaba asta și după aceea să porniți mașina. După atâta chinuială vine acum partea în care trebuie să punem totul la loc și să vedem cum arată totul. The next day. Este următoarea zi și deja de ieri pe azi am răgușit. Hai să vă arăt cum arată navigația montată. A fost bătaie de cap destul de mare, dar pot să vă spun că dacă acum ar fi să mai fac încă o dată, cu siguranță mi-au luat mult mai puțin. Cam așa arată, eu zic că se potrivește foarte bine și pare ca și cum deja ar fi din partea mașinii și normal ar fi deja să fie acolo ecranul ăsta. Are niște margini destul de mici, vedeți, ecranul este foarte mișto. Hai să fac o mică prezentare la ce poți face pe ecranul ăsta. Cam așa arată meniul pe timp de zi, l-ați văzut și pe timp de seară cum arăta. Pe timp de zi se potrivește foarte bine cu parchetul ăsta de aici din mașină. Partea asta îți arată pe mare cum consum bateria, cum regenerezi bateria, cât ai la oră. Ca să accesezi meniul, tragi din partea asta și ai aici Android Auto sau Apple CarPlay pentru fiecare cum își dorește și se mișcă foarte bine. Și dacă apăsăm în partea stângă, cam astea sunt toate aplicațiile pe care le putem folosi, o grămadă de aplicații, Waze, Spotify, după cum vedeți, WhatsApp, PlugShare, Maps, Messenger și inclusiv jocuri, nu știu cine ar vrea să joace, dar dacă vreți să vă jucați, aveți până și jocuri pe aici. Ai și o a doua variantă în care poți să spui în partea dreaptă să vezi kilometrajul și alte date despre mașină, iar în partea stângă îți pui frumos navigația pe Maps sau pe Waze, cum preferi tu. Și cam asta este perspectiva de la volan. Foarte frumos, aici în dreapta avem și o altă hartă dacă vrem să o folosim sau în partea dreaptă ne putem pune muzică fără să mai avem stres să ne uităm în partea asta. Și ca să inaugurăm cum trebuie noua navigație, o să tragem de folia asta de aici. Așa arată și pe Apple CarPlay. Suntem în trafic acum și testăm și pentru Apple CarPlay cum arată interfața. E exact la fel ca la Android Auto, tot la fel se mișcă bine, numai că este Apple CarPlay. Și așa arată Waze-ul în funcțiune. Am avut ocazia să și testez navigația asta, cam așa arată la ora de vârf navigația. Ne arată drumul spre casă destul de bine. Te puteți dă și mai zoom out să vedem care este situația în București. E, ca de obicei, extrem de aglomerat. Concluziile această navigație, eu zic că își merită banii, a ajuns și destul de repede, dar trebuie să luați în considerare că este destul de dificil de instalat. Adică s-ar putea să căpătați niște răni așa cu sânge, cum am căpătat și eu când m-am chinuit pe acolo pe dedesubt să leg navigația asta la curentul mașinii, dar eu zic că merită pentru că poți să-ți pui Waze în față, nu trebuie să te mai uiți în dreapta și oferă un aspect destul de plăcut la interior la Tesla, nu știu. Cam ăsta este aspectul acum nou la interior, eu zic că acum este mai drăguț pentru că nu mai e atât de gol aici în față și ai un ecran care îți arată Waze-ul sau îți spune efectiv cu cât mergi la oră și alte date legate de mașină. Mi se pare mai complet acum bordul, după părerea mea. Aștept părerea voastră în comentarii legate de această navigație și dacă vreți să mai vedeți cum facem unboxing-uri la alte accesorii mai și makere legate de Tesla, dați acolo pe butonul de like, nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi și noi ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!